Salutări tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. În jumătate de oră începe primul derby din play-out-ul acestui sezon de Liga 1. Rapid Dinamo, un meci cu un antrenor pe banca Rapidului care a însemnat ceva în istoria lui Dinamo, e vorba de Adrian Mutu. Un meci care vine într-o situație critică pentru Dinamo, aflată în momentul ăsta cu doar 9 puncte după înjumătățirea punctelor. Este pe un loc de baraj în acest moment Dinamo, însă speră dinamoviștii ca odată cu venirea lui Dușan Uhrin să producă o nouă revenire spectaculoasă, cum s-a mai întâmplat când cehul a venit la Dinamo în sezonul trecut, și să iasă din zona asta periculoasă a clasamentului. Discutăm despre meciul care se va juca la Mioveni. Stadionul Național a fost ieri scena unui concert de binefacere, așa că meciul se joacă la Mioveni, între două echipe care nu s-au mai întâlnit până anul acesta, nu se mai întâlniseră de ceva vreme, pentru că Rapid a avut o excursie până prin Liga 4 și înapoi, însă Rapid n-a mai câștigat de foarte multă vreme, n-a mai câștigat un meci cu Dinamo din august 2008, sunt aproape 14 ani de la ultima victorie a Rapidului. Discutăm despre acest meci, discutăm despre ce s-a mai întâmplat ieri și astăzi în Liga 1 și evident vom vedea echipele de star, vom vedea reacții din cele două tabere. Discutăm aici în studio alături de colegul meu de la Gazeta Sporturilor, Alex Barbu. Salut, Alex! Salut, Costin! Ce faci? Nu la fel de bine ca tine, ca să, aoleu, ca să preiau, Adrian, da, Florea, da? Să preiau, da, celebră. Adrian Florea este... Adrian Florea. Da, el se alintă tot timpul cu asta, că nu la fel de bine ca tine. Da, dar eu fac bine. Faci bine? Eu fac bine, da. Cred că mai bine decât mine faci. Să zicem. Ce zici, ce așteptări ai de la meciul ăsta? Rapid de favorită, clar, trebuie să bată, n-avem altceva ce să spunem. Dar nu cred că va bate. De adică ce? Pe hârtie, Rapid trebuie, da, să bată. Da. Însă, la cum a jucat cu Clinceni, la câte zile a avut Mutu la dispoziție să schimbe echipa, adică puține, e greu de crezut că va progresa atât de mult încât să o bată în această seară pe Dinamo. Dar oare trebuie să schimbe echipa Adrian Mutu? De obicei se spune că un antrenor când vine nu trebuie să schimbe mare lucru, adică trebuie să regleze câteva chestii, dar nu să intre și să taie și să schimbe. Dacă ne luăm după ultimul meci direct, care a fost pe acum o săptămână, două, 1-1, la Pisachinu, e teribil, ar trebui să schimbe ceva. Așa. Dacă nu schimbi nimic, la ce să te aștepți? Bagi același bilet la pariuri, dar tot nu-ți iese. Aoleu, la ce nu. Nu că nicio. Există niște fani rapidiști care au trăit tot sezonul ăsta regulat cu impresia că în unele meciuri s-a întâmplat ceva la pariuri. Baltazar e unul dintre ei, faimos, înțeleg. Eu nu rapidiști. Merg până acolo. Nu. Nu. Eu spun că rapidiștii s-au gândit, nu, asta spun. Nu merg până acolo. Rapid a arătat foarte rău cu Clinceni din punctul meu de vedere, chiar dacă i-au spus, au avut câteva ocazii, 3-4, dar să dai un singur gol cu Academica Clinceni, este jenant din punctul meu de vedere. O echipă încropită peste noapte, tu să ai 2-3 ocazii să dai un gol și ăla în repriza a doua târziu. Pe cealaltă parte, Dinamo are un antrenor nou, care a preluat echipa de cât 2-3 zile, okay, care a făcut o declarație șocantă din punctul meu de vedere pe aeroport. A spus că a văzut doar 2 meciuri din sezonul ăsta. Așa. Cum să vii la Dinamo să spui că ai văzut doar 2 meciuri? Măcar eviți să spui treaba asta. Păi da, dar... E mai jenat pentru club. De ce? A, da, dar stai puțin. Când aduci, de exemplu, nu știu, și afară, dacă aduci un antrenor, un club mare aduce un antrenor, eu cred că antrenorul ăla n-a văzut mai mult de un meci, două, din ultimele 4 luni, 3-4 luni. A, dacă e în discuții cu clubul de vreo 3-4 luni, da, poate că s-a uitat. Sunt în discuții de mai multe luni. Dar mai măcar să evite să spună treaba okay, asta. Ok, da, poate că... Da, dar cred că nici data trecută nu văzuse mai multe meciuri când a venit. Deci n-are nevoie, nu? Nu cred că are nevoie. Păi ce să vezi? Adevărul că crezi ce să vezi? Crezi că știe pe jucători? Nu cred că știe pe toți. Păi nu pe toți, dar a mai lucrat cu ei anul foarte trecut, puțin. A mai rămas puțin. Foarte da. Puțin. Cine? Andrei Radu? Da. Puțin. Altfel, Urin, un antrenor bun, care a salvat-o pe Dinamo în două rânduri, care în România a avut rezultate ok. N-a câștigat campionate, cupe, dar întotdeauna a progresat cu echipele pe care le-a antrenat, chiar dacă a adus-o cu un loc mai departe. Urin are misiunea să o salveze direct pe Dinamo de la retrogradare, greu, pentru că e o distanță mare până la FCU Craiova, CS Mioveni, echipele care se salvează direct în momentul okay, de față. Ok, în momentul ăsta câte puncte sunt? Ia să vedem. Ne uităm împreună pe clasament, cred că sunt 9 puncte până la Craiova. Da. Și până la Mioveni sunt 6, dacă nu mă înșel. Mioveni, dar... care a luat bătaia de la Șepși. Exact. A întors Șepși. Ia să vedem. Deci, în momentul ăsta, distanța dintre cele două echipe, dintre Mioveni, dintre Craiova și Dinamo, este de 9 puncte. Deci, 3 victorii, 3... distanță de 3 victorii. Bine, cu condiția ca cei de la Craiova să piardă meciurile alea. Și să bastu tot. Și să bastu tot, exact. Să evident să-i bași și pe ei în meci direct. Exact. Ceea ce destul de greu. Deși Craiova a arătat rău ieri cu
cu Chindia. Uh-huh. Mers slab, modest, bine, nici Chindia n-a arătat mare lucru, dar un ușor recul la Craiova față de ce ne-a arătat în 2022. Da, dar e un punct, uite, dacă ții așa un punct, un care punct, trebuia să fie, în mod normal, 0 puncte. Un calcul. Cu un punct, un punct, să zicem că ai face 9 puncte în play-out, faci și calculele astea ale acestui sistem, care e ciudat totuși. Dar e frumos. Disput. E frumos, dar e ciudat. Da. Deci un punct, un punct, un punct, faci 9 puncte în play-out, tu ai plecat cu 17, cu 9, 26, corectează-mă că matematica mea nu e punctul forte. Nici, eu am fost la filologie. 26, eu am fost la Real, dar mă ocupam cu filologia. Da, deci 26, în momentul ăsta Dinamo are 9, deci ar fi 17 puncte. Dinamo ar trebui să obțină 7 victorii ca să, din 9 meciuri. Ah, și stai puțin că dacă face 9 puncte, meciurile cu Dinamo sunt egale, le presupunem egale, dacă da. Punem 9 puncte. Da. Deci Dinamo automat două meciuri le scoatem din calcul. Ar mai trebui să facă, deci dacă ar fi 17 puncte distanță, cu minus 2 din egal, deci blocate două meciuri, 7 victorii, cu 7 victorii și 2 egaluri, Dinamo ar fi 7 ori 3, 21, 23, nu. Cu 6 victorii, 2 egaluri și o înfrângere, 6 ori 3, 18, 20 de puncte. Cred că i-am pierdut un pic pe... 6 victorii și o înfrângere și-ar mai permite Dinamo dacă Craiova ar face numai egaluri, uite. Da. Ceea ce e posibil să facă, no, pentru că au una... bați 6 meciuri? Nu, de Craiova zic să facă numai egaluri. Au un antrenor italian, se okay, echipă da. Foarte bine. În rest, Dinamo va avea o misiune foarte grea. Cum spuneai și tu, noi tot facem aceste calcule, dar cum spuneai, să bate Dinamo de câte ori? De 6 ori? Da. Cam greu, cred că n-a bătut în tot campionatul de 6 ori Dinamo. Pe cine să bată până la urmă? Pentru că și în play-off sunt echipe bune. Rapid, Duta, Botoșani, normal, formații care trebuie să o bată pe Dinamo. Sau sunt candidate serioase să o bată pe Dinamo. Da, bine, exact. Aproape oricine e candidată serioasă să o bată pe Dinamo. Cine, uh-huh. Să spunem, Ioveni, care ar fi un meci echilibrat, Clinceni și Gazmetan, care nu mai contează. Da. Da, dezavantajul lui Dinamo e că Academica Clinceni și Gazmetan nu mai contează nici cu celelalte echipe. Practic, uh-huh. Ele nu mai există în campionatul ăsta și... Ok, retrogradează direct, dar nu te mai ajută pe tine Dinamo ca să scapi de locul de baraj. Da. Pentru că toate o să le bată și atunci tu vei fi aproape sigur vei fi pe loc de baraj la final. Bun, hai să vedem. Înainte să continuăm și să vedem reacții de dinainte de meci, să vedem echipele de star, să le discutăm, hai să le arătăm oamenilor ce s-a întâmplat în Liga a doua din România, unde evident cluburile sunt cuprinse de fiorul a ceea ce se întâmplă în Ucraina. Emoția războiului din Ucraina, evident, a trecut granița și unde trece granița prima dată emoția asta, ci la Iași trece Iași, granița. Da. Ei, ce de la Iași au zis astăzi să facă și ei... o chestie, văzând că peste tot în lume fotbalul se unește împotriva războiului. Stai că mă bușește râsul. Cei de la Poli Iași, jucătorii au vopsit niște tricouri, și-au dorit să iasă înainte de meci cu mesajul opriți războiul în limba engleză, evident că trebuie să ieși în limba engleză ca să fie preluat eventual mesajul mai departe. Cei de la Poli Iași au luat tricourile cum trebuie, fiecare și-a luat litera care trebuie și s-au așezat înainte de meci. Hai să vedem imaginea în full screen, să vedem ce le-a ieșit celor de la... E un fel de Scrabble așa pe care l-a făcut Poli Iași astăzi. Deci, jucătorii s-au așezat, însă s-au așezat invers. În loc să... invers. Asta e cool. Ăla cu băț s-a pus primul, vezi? Deci ăla cu semnul exclamării s-a pus primul. Deci chiar dacă eu... Poate vor să doneze niște oale, ulcere. E admirabil ce au vrut să facă. Ca să fim, să pornim totuși poate de la o chestie. Poate mult spus admirabil, că e destul la îndemână să faci treaba. Mă rog, băieții totuși s-au gândit. Au zis, domnule, hai să facem ceva. Da. E de apreciat că s-au gândit să facă ceva. Cum au făcut-o, e de râs. Adevărul, e simpatică cum au făcut-o, chiar dacă e vorba de război, o chestie serioasă, dar e absolut simpatic. Deci, în loc de stop war, băieților le-a ieșit row pots, adică oale crude. Cel mai bine este cel care n-are nicio literă pe tricou. El n-are nicio literă. Da, dar eu se întreabă, uite, se uite, zice, bă, tu ai P, de ce ai tu P totuși? Acolo că tu trebuie să fie tu blumbă. Da. Păi da, ei îți dai seama că s-au pus în vestiar și au zis, domne, cum stăm? De la dreapta la stânga sau de la stânga la dreapta? Și au zis, domne, de la dreapta la stânga. Și când au ieșit de la dreapta? Exact, știi cum e? E cum a povestit Pitu aici în studio, acum două zile, la blatul, un blat ceahlău cu farul,
cred, da? Și zice, domnule, știam că e blat și m-am vorbit cu Alistar, fundașul de la Ceahlău, m-a întrebat în timpul meciului, zice, bă, unde, pe unde, în stânga sau în dreapta? Ca să știe el, să o ia în partea cealaltă. Da. Și el a zis în dreapta, dar evident că dreapta lui era stânga lui, așa, și s-au lovit cap în cap. Zice, bă, m-am întors direct cap în cap cu el și a zis, bă, gata, ai lasă astea, lasă să meargă firesc. Așa și băieții ăștia, așa, au luat tricourile invers. Simpatic, da. Evident, dacă întoarcem imaginea, putem să o întoarcem? Nu avem posibilitatea să-i facem un rotate. Că cu rotate iese cum trebuie, cred, da, imaginea asta. Trebuie. Stop war, admirabil ce au făcut băieții de la Poliaș și comic într-un final, însă cu imaginea rotită totul e în regulă. Bun, hai să ne întoarcem la meci. Hai să vedem declarațiile de dinainte de acest meci. O să-l vedem în scurt timp pe Adrian Mutu, ce spune înaintea meciului cu fosta lui echipă. Adrian Mutu, cel care e contestat de mulți rapidiști sau fost jucători ai Rapidului, de jucători importanți din istoria recentă a Rapidului, Pancu, Șumudică, și cred că și sunt și fani care îl contestă. Lider de galerie. Exact, chiar. Lider de galerie care îl contestă pe Adi Mutu. Dacă avem declarația lui Mutu pregătită, s-o vedem, o vom vedea în câteva secunde. Hai să vedem ce spune Mutu. Da, un meci, un derby, ca întotdeauna între cele două echipe, un meci de importanță foarte mare, atât pentru noi cât și pentru ei. Întâlnim o echipă care se află într-o zonă, să spun așa, periculoasă, un antrenor nou. Deci trebuie să fim foarte atenți pentru că ne așteaptă un meci destul de greu. Văzând și ce s-a întâmplat acum două săptămâni, trebuie să fim foarte concentrați și să dăm 100% putere. Bineînțeles că mi-a plăcut să joc aici pe Giulești și cu stadionul plin. Totdeauna avem nevoie de suporterii noștri. Ca în orice meci sunt și momente, să spun așa, mai puțin plăcute pentru noi, și iar suportul lor ar fi fost ceva foarte frumos. Din păcate nu se poate acest lucru. Sperăm că la următorul meci acasă să-l jucăm aici. Dar da, o să fie frig, o să fim departe de casă, dar asta este. Practic tot campionatul s-a întâmplat lucrul ăsta și suntem obișnuiți. Da, încearcă un mesaj totuși de siguranță, Mutu, de chiar dacă vorbește despre frig, de distanță. Da, în principiu nu spune mai nimic. Nu spune dar mai nimic. Dar el spune că ar fi preferat să se joace pe Giulești. Nu știu dacă ar fi fost bine pentru el să se joace pe Giulești în meciul ăsta. Uh-huh. Ne amintim ce s-a întâmplat la ultimul Rapid Dinamo, când fanii au strigat demisia lui Iosif la un 1-1, da. Joc modest. Ceea ce, repet, e posibil să se întâmple și în seara asta. Okay. Cum ar fi picat pentru Mutu un astfel de moment? Să fie strigat demisia la al doilea meci pe banca Rapidului. Ceea ce eu cred că era probabil în cazul unui rezultat nefavorabil. Oricum e o presiune mare pe care o pun băieții ăștia, și Pancu și Șumudică. Mă rog, Șumudică acum cumva e scos de la inimă de fanii Rapidului după declarația aia. Acum pare rău că nu l-am sunat pe George Becali, pe Gigi Becali. Da. Dar e totuși o presiune pe care fanii, pe care foștii jucători o pun asupra acestui... Deși Mutu pare destul de imun, dacă te uiți la declarații, la interviuri, la conferințe, e destul de sigur pe sine. Imun, are o siguranță care se cultivă în principiu în vest. El a jucat mulți ani acolo. Da. Cred că a și plecat cu el de aici, că a avut de mic un tupeu. Da. S-ar putea să-l ajute treaba asta. Nu știu cât îi interesează pe el ce spune Pancu sau Șumudică. Da. Eu cred că îl deranjează. Eu cred că l-a deranjat teribil declarația lui Pancu, declarația lui Șumudică. Probabil, dar marea problemă e presiunea pusă de suporte. Pentru că suporterii nu te contestă, nu apar la televizor, spun un minut că ce slab e Mutu. Problema e că vin pe stadion, vin 15.000, te înjură tot meciul. Îți afectează inclusiv performanța din teren. Atunci va fi o problemă în cazul în care se va întâmpla. Sperăm să nu se întâmple neapărat. Așa. Dar va fi o problemă pentru el în momentul ăla. Chiar dacă nu te afectează și ești capabil să reziști, planul se răsfrânge asupra echipei. Și atunci trebuie să te gândești, ok, eu rezist, dar le fac rău jucătorilor dacă mai rămân. Cred că e posibil să-și pună această întrebare Mutu pe parcursul play-out-ului. Hai să vedem echipa de start pe care o trimite Mutu în teren în seara asta împotriva celor de la Dinamo. Vedem cum începe Rapid meciul, derbiul din această seară jucat însă la Mioveni. Cu Moldovan în poartă, Belu, Săpunaru, Dragoș Grigore și Moraiș, Kait și Albu, Ioniță, Moise și Ilie, în față Bălan. Ioniță mi se pare interesant alegerea, l-a lăsat pe Sefer pe bancă, deși l-a lăudat pe Sefer, chiar înainte să vină la Rapid, spunea că are un stil. Oare de ce l-a lăsat pe Sefer pe bancă? Chiar nu știu, pentru că e un preferat de lui Mutu, a spus că are un stâng extraordinar, chiar înainte să semneze cu,
cu Rapid. Și sincer, și în ultima vreme și părea totuși jucătorul mai în formă decât Ilie, din punctul, nu știu, așa, eu așa l-am. Cred că la Ioniță, aici a fost întrebarea, Ioniță sau da, Sefer. Ok, da, dar dintre băieții ăștia din linia asta în de plus, 3. În plus, Ioniță a jucat bine în ultimul timp, atât cât a jucat, dar în centru. El s-a remarcat într-adevăr ca extremă dreaptă, dar nu mai are viteza și tonusul de altă dată. A stat o perioadă lungă de timp și a jucat bine, a dat semne de viață în centru. Acum e pus în dreapta, îl va avea adversar pe Radu, ceea ce s-ar putea să fie un avantaj pentru el, pentru că Radu mi se pare dezastros în unele momente pe fază defensivă. Altfel, o echipă ofensivă. O echipă ofensivă, Albu, Kite, care nu e neapărat un jucaș defensiv, mai degrabă box-to-box, apare des în fața, a dat și un super gol cu FC Craiova. Albu, cred că e golgheterul Rapidului sau printre golgheterul Rapidului anul acesta. Lipsește Crepulea de la mijloc, în rest, echipa standard. Cu linia de fund îmbătrânită. 30 plus. Da, 30 exact. Plus, da. Cu Moraiș, care din nou într-o linie de 4 poate fi expus. Exact, poate să fie expus, dar să vedem cine îl poate expune pe Moraiș. O să vedem și echipa lui Dinamo în scurt timp. El pare veriga slabă, sincer, din apărarea asta. Moraiș. Da. Aduce un bine, plus... un om care împinge jocul în față, da, aduce dar un plus... care în spate, la un moment dat... lasă niște găuri, cum are găurile alea din jambier. Ai văzut că joacă cu jambierele găurite și le taie special, da. Probabil speră mult ca Albu să-l ajute foarte mult pe fază defensivă, să acopere acea zonă. Da. Deci pe Albu urcă des, s-ar putea să uite și el să coboare în unele momente. Punctul forte al echipei care ți se pare? Ilie Moraiș, dar pe fază ofensivă. Partea stângă. Ilie cu Moraiș. Da. Ilie în formă, Moraiș foarte bun pe atac. În același timp, Ilie, nu-l văd să facă un meci fabulos pe ambele faze, nu cred că are capacitatea fizică, în primul rând, să facă asta, iar, cum spuneai și tu, Moraiș are carențe serioase în apărare. Hai să vedem și rezervele celor de la Rapid, să le citim oamenilor ce ar putea folosi Mutu în cazul în care lucrurile nu merg în regulă. Drăghia, Acunia, Dandea, Goge, Ștal, Carnat, Pănoiu, Sefer și Marzuc. Marzuc probabil va fi o soluție în cazul în care Bălan nu va juca mai nimic, unde de obicei nu prea joacă nimic. Okay. Bălan în sezonul ăsta a dat goluri mai degrabă că nu a vrut să dea din întâmplare. Așa. Marzuc intră de obicei, în repriza secundă intră bine, un jucător interesant, inconstant un pic, nu e nici mare marcator, dar vezi un pic de calitate la el, un pic joacă bine fazele. Bălan, rudimentar totuși, un atacant rudimentar pentru Rapid. Sefer poate să, adică îl va înlocui probabil pe Ioniță, căruia se vor termina bateriile repede, la un moment, da. Ștal probabil cu Ilie, dacă nu mai poate pe final. Și cam asta ar fi. N-are o bancă extraordinar Rapidul. Da. În afară de Marzu, care mi se pare o soluție, care a fost aproape întotdeauna o soluție, a intrat, a marcat câteodată, în rest, nu e un jucător care să intre să zici, ne rezolvăm meciul. Uite, Carnat a dispărut total din planuri, deși la un moment dat chiar se gândeau să plătească banii. Nu știu, i-au plătit banii? Trebuia să plătească 100.000 de euro pentru Carnat la CFR și chiar se gândeau, după începutul ăla foarte bun de sezon. A dat un super gol cu Dinamo. Da, se gândeau să activeze clauza și să-l păstreze, dar probabil că nu îl vor păstra. Da, păi nu prea joacă. Joacă foarte rar în ultimul timp. Bun, hai să vedem. Mergem ușor și spre Dinamo, să vedem ce se întâmplă în tabăra cealaltă, unde Dușan Urin a venit și la primul antrenament au fost deja probleme cu jucătorii care s-au încăierat, înțeleg. Răducioiu a fost pe fază ca să despartă jucătorii în cinci de antrenament. Hai să vedem ce spune Gabi Torje și apoi ne întoarcem. Chiar dacă este în play-out, va fi și va rămâne un derby. Ați văzut și atmosfera de la meciul de acum 2 săptămâni. Din păcate se joacă fără suporteri. Eu mi-aș dori, indiferent unde se juca, la ei acasă, la noi, să se joace cu suporteri și mi-aș fi dorit să fie un stadion plin, mai ales că în momentul de față restricțiile au dispărut și ne aștepta cu siguranță un spectacol în tribună și în teren. Va fi un meci dificil. Rapidul, o echipă care este rănită în orgoliu pentru că s-a așteptat să joace play-off-ul. Noi avem nevoie maximă de fiecare punct și puncte pentru a reuși să ne salvăm de la retrogradare fără a juca acel baraj. Acum știm că va fi foarte greu, avem destul de multe absențe, însă avem un lot care poate face față în orice situație. Are Dinamo un lot care poate face față în orice situație, cum spune Torje? Nu, nu mi se pare că are vedem un lot. Vedem câte puncte are în clasament. Da,
ce a făcut cu echipele care sunt acum în play-out. Da. Nu știu dacă are un loc peste Botoșani, peste UTA, peste Rapid, peste FCU Craiova chiar. Uh-huh. Chiar sub, chiar ca valoare sub aceste echipe. Bine, tot de ce să spună? Că o să ia bătaie de la toate? Trebuie să își motiveze și el colegii. Da. Legat de ce spuneai mai devreme de scandalul de la Dinamo, da. Să nu uităm totuși că Urin a venit cumva nu la dorința jucătorilor, care și l-au dorit pe Flaviu Stoican. Să rămână Stoican. Da. Așa. Au spus clar că ei ar fi vrut să continue cu Stoican. Probabil din presiunea fanilor, presiunea lui Mureșan, presiunea pe care și-a pus-o chiar el, Flavius, a plecat. Și soluția de avarie, acest Urin, a treia oară soluția de avarie, dorit de fani, foarte important la Dinamo, ca și la Rapid, fani e un cuvânt de spus. TDB-ul, cumva a fost rândul lor acum să numească un antrenor la Dinamo. Da. Ei așa fac, rocada, da. Cine da. Să numească un antrenor. E o bătaie pe cine numește antrenor, da. Totuși, la da. Dinamo. Bun, hai să vedem și comentariile. Cine bate azi, întreabă Dorian Zilich. O să, chiar, cine crezi că? Ai zis că Rapid, nu? Am zis că Rapid e favorită pe hârtie, dar... Da, las că scorul, te întreb la final scorul, ce simți așa, să facem un mini-concurs așa de pariuri. Da. Și ar fi să bată Dinamo, uite, poate bate Dinamo. Din păcate, fără să supăr, cred că Dinamo pierde și în seara asta, zice Vio Stoian, 2-0 pentru Rapid. Poate să vină și Dumnezeu la Dinamo, nimeni nu poate resuscita echipa. Câte zile credeți că o să treacă până când Șumudică o să se certe cu cineva din postura de analist TV? Întreabă Nelu Canaliță sau Canaliță. Dar de ce s-ar certa totuși? El din asta trăiește totuși. Din adică ce? Din place. Scandal? Da, din scandal. Îi place enorm. Da, să apară, să se certe, să critique, să facă praf pe toată lumea. Poate doar să intre Mutu, să intre și la... Nicolae Angelescu. Informat să spună, da. Dar nu știu ce o spune, dacă s-o lua de cei de la Rapid. 6-0 pentru Rapid, zice altcineva. Cineva spune că asta e moldovenească, povestea cu poza cu cei de la Iași. Ăștia sunt dorei fotbalului, mă rog. Băi, ți-au încercat, adică nu trebuie să fim răi cu ei. Exact ca războiul se vede invers, zice Mario Aurelian Mitran. Sunt pe felie cu Putin oamenii. Sunt putiniști. Uite, băieți, ăștia și-au făcut tricoul totuși în regulă. Mai simplu la ei. Mutu ar fi preferat să se joace vara, pe căldură. Mă rog, da. Pentru că a zis că e frig. Foarte rar câteodată, doar la anumite meciuri ale unei echipe. Mă rog, da, mă rog. Sunt niște comentarii răutăcioase, cu anumită... Tenta, hai să vedem echipa lui Dinamo din seara asta. Cu Figueiredo în poartă, Demoura, Eman, Aloe, Radu, Carp, apoi Torje, Rodriguez, Piere, Grădinaru și Morar. Ca să începem cu un lucru pozitiv, mie îmi place mijlocul acesta. Carp, Rodriguez, Piere, foarte... Mi se pare foarte compact, așa. Echilibrat, care îți dă echilibru în joc. Carp, care e un hibrid așa, între fundaș central și, da. Și închizător. Da, a jucat decent. A fost încercat de Stoican în unele meciuri Inter, așa. Slăbuț atunci. Dar ca mijlocaș la închidere, cu doi mijlocași centrali în fața lui, care nu sunt foarte ofensivi, sunt un pic mai ofensivi, dar nu sunt decari, sunt mijlocași centrali optari, practic, are o siguranță în joc. Și, repet, îmi place foarte mult mijlocul ăsta, pentru Dinamo și pentru ce... Poate arăta din momentul de față, acest mijloc mi se pare ok, în regulă. Pare totuși o echipă defensivă, că mă uit și Grădinaru, nu e o aripă de mare exuberanță, adică el nu e. Poate să joace fundaș. Dar e un jucător tehnic. Da, e un jucător tehnic. Torje în partea cealaltă, ok, e jucător ofensiv, Morar trebuie să alerge, cred că Morar, pentru că la Urin trebuie să alergi, toată lumea trebuie să alerge, adică nu stai să aștepți. Crezi că poate Torje să alerge? Mă, să nu alerge. Mi se pare riscantă utilizarea lui în partea dreaptă un astfel de meci. Linia de fund cu Eman și Aloe? Aloe, decent, până așa. Acum la Dinamo, Eman mi se pare slab, foarte așa, slab chiar, foarte, foarte slab în unele meciuri. Demoura, decent, ok, nota echipei, iar Aradu, are mari probleme pe faza defensivă. Și nu mi se pare nici ca Moraes, unde să spui că el vine cu un plus în atac, nu prea vine cu niciun plus Radu, în schimb e foarte ușor de depășit, mai ales în duele 1-1. Eu nu țin minte o centrare bună a lui Radu anul ăsta, de exemplu. Bine, la Urin, probabil, și asta din mandatele lui trecute, la el e destul de simplu ce face. O echipă... El n-are timp să facă prea mult. Exact. Oricum. Nu schimbă și n-a schimbat nici data trecută foarte mult. Da. Vrea o echipă care să joace simplu, compact, să se apere bine, cât mai compact, de fapt, și să se apere bine. Și cam asta e... Și eventual pe contraatac. Și evident,
de la etapă la etapă poți să mai reglezi ceva, să mai aduci ceva, să mai implementezi ceva, dar el asta și-a dorit, adică să aibă o soliditate defensivă, echipa să fie solidă, să fie strânsă și să joace simplu, un fotbal simplu. Cam asta e filozofia lui. Mai mult de atât, oricum nu poate să joace Dinamo acum. Să joace complicat, să se avânte, da. E greu, n-ai cu cine. Exact. Trebuie să joace simplu, să aștepte, probabil Rapid va ataca, Dinamo va aștepta pe contraatac. Da. Și echipa e așezată cam așa, da, adică 4-1, 4-1. Care sunt jucătorii de viteză de la Dinamo? Păi... În afară de Morar, care să spune că e un jucător rapid totuși pentru un atacant, da. Grădinaru nu mi se pare un mare vitezist, torje, în unele momente chiar e penibil când încearcă să alerge. Pierre Rodriguez Carp de mijlocul terenului, na, greu să găsești un mijlocaș central cu o viteză foarte bună, da. Care să-ți asigure și faza defensivă. Deci echipa de contraatac totuși n-are oameni de contraatac. Da, exact, da. Pentru că nu ai, n-ai soluții. Da. Asta așa a ajuns Dinamo. Deci pe Radu l-ai rezolvat, l-ai împachetat, dar cu Grădinaru, care poate să-l acopere însă foarte bine și probabil că asta e și scopul pentru care și joacă. Hai să vedem și banca de rezerve a lui Dinamo, să le spunem oamenilor ce soluții are Dușan Urii pe bancă. Eșanu pentru postul de portar, Ricci Grigore, Jafer Buleică, Bani, Borcea, Mihaiu, Măgureanu și Robiso. E Robiso care e la primul meci pentru Dinamo. Da, legitimat da. Și la primul meci adus de la Mediaș. Bine, o bancă absolut halucinantă pentru Dinamo. Zi-mi un jucător de acolo care poate intra și crezi că poate să dea un gol sau o pasă. În afară de Ricci Grigore? Nu, n-am spus în propria poartă. Am spus Nimeni. Da, nimeni, absolut nimeni. Bine, absenți. Uite aici absenți. Are Filip, absenți. Suspendat. Ok. Patriche, Matei, Jovanovici, Mihaiu, Azanco, Ivanov, Ivanovski, Răuță. Deci, tu ai încă o echipă afară. Da, Ivanovski, Răuță, Matei, mai ales Matei, erau jucători importanți la Dinamo. Da. Probabil ar fi jucat Matei, nu Grădinaru. Dar asta e, în timpul unui sezon intervin și accidentări. Și dacă n-ai un lot bine făcut, bine pregătit, mai ales că Dinamo și-a făcut lotul de vreo 3 ori anul ăsta, nu? Da. Odată cu Bonetti. Incredibil, să-ți faci lotul de 3 ori și odată să cu Bonetti, odată cu Renic asta. Și odată în iarnă. Și odată, să spunem, a 4 ore când au luat acei jucători de la Gazmetan, 3 sau câți au luat. Da. Și ajungi în momentul de față în care să zici, am 4-5 accidentări, 2 suspendați și zic, n-am soluții. Păi, vina ta că n-ai soluții, dacă tu ți-ai făcut 4, practic, 4 campanii de transferuri și n-ai o bancă decentă, nu e extraordinară cu Rapid. Mai e și o întrebare, de ce totuși se accidentează 7 sau 8 jucători odată? Lucru care nu se întâmplă la... Nu e normal în fotbal să ți se accidenteze chiar atât de mulți jucători odată. S-a mai întâmplat și pe la FCSB. Depinde foarte mult ce tip de accidentare este. Dacă ești răcit sau ceva, ok. Dar dacă ești accidentat în valuri așa... Nu, și probleme fizice. În anii trecuți mă refer la până FCSB. Până să vină Neubert. Da. Mm-hmm. Au fost multe probleme. Da. Depinde foarte mult și ce accidentări sunt. Că dacă te lovește unul la antrenament și dacă nu e o problemă musculară, nu poți da vina neapărat pe preparator. Știu, dar sunt rare cazurile în care la o echipă serioasă sunt 8-9 accidente. O echipă serioasă. Da. Da. Mă rog, aici mai contează și cum te antrenezi și cât tragi și cum tragi la antrenament. Că au fost cazuri în care, s-a discutat că la Dinamo a fost o problemă de motivație, inclusiv la antrenament în unele perioade, pentru că jucătorii erau într-o tabără sau alta, țineau cu cineva sau nu. Unde pot vedea și eu meciul? Pe net, spune cineva, da. Aloe Vera marchează iar, zice Dorian Zilic, să vedem. Dinamo bate cu 2-0, zice Florin Verg. Bun, tu cât crezi că se termină meciul? Merg pe un 0-0. Data trecută la FCSB Ardeci am fost 0-0 inspirat. De mare angajament, adică de mare, uita mare în gol așa. Da. Eu zic că bate Dinamo cu 2-1. Vrei cine să zic și gol? Marcatorii? Da, vreau. Asta e provocarea cum? Pentru tine. Torje. Și Pierre. De ce râi? Nu înțeleg de ce râi. Se pare ceva amuzant din ce am zis. Eu îți spun ce se va întâmpla acum. Dacă tu vrei să nu crezi, na. Eu am zis un 0-0. 0-0. Da, eu merg pe un egal în seara asta. 0-0. Ceva eliminări la Dinamo simți? Nu știu, depinde cum a decurge meciul. Depinde ce, la ce urim se opresc eliminările la Dinamo. Nu mai e Filip. Un avantaj pentru Dinamo. Dacă era Filip, probabil că asistam la o eliminare. De partea cealaltă e Moraiș. Da. Cred că are cotă mică la cartonaș galben și el galben, și Belu. Sigur, da. Da. Bun, ne vedem la pauză. Mulțumesc, Alex. Ne vedem în 45 de minute cu analiza primei reprize de la meciul Rapid Dinamo. Pe curând.